Primul strat de omăt s-a șternut deja, iar autoritățile s-au mobilizat pentru ca traficul să se desfășoare în condiții optime. Dacă pentru drumari zăpada înseamnă bătăi de cap, pentru copii omătul reprezintă un prilej de a ieși la joacă. Așadar, cu mic, cu mare, au ieșit la o partidă de bulgăreală. Prichindeii nu se gândesc decât la un singur lucru, să iasă afară și să se joace în zăpadă, să facă bulgări, oameni de zăpadă sau, de ce nu, să se dea cu Sania. Pot să mă joc cu prietenii cu zăpadă și să fac oameni de zăpadă. Cât de mult ai așteptat tu ca să ningă? Mult, foarte mult. Pentru că ninge, mă joc că fac oameni de zăpadă și mă joc cu zăpada. Mă bucur foarte mult deoarece am făcut o sanie nouă și vreau să o probez. La Medgirie, imediat ce primul strat de omăt s-a așternut, utilajele de la drumuri au început să acționeze. Am fost organizați, cu o zi înainte comitetul local s-a întrunit și a stabilit ce va avea de făcut în situația în care va ninge. La ora 2 noaptea am ieșit cu toate utilajele avute în dotare pentru dezăpezire pe străzile principale și cred că am făcut față cu bine primei ninsori. Chiar dacă zăpada a căzut liniștit, specialiștii avertizează că temperaturile sub 0 grade din timpul nopții vor favoriza apariția poleiului. Astfel, participanții la trafic sunt sfătuiți să circule prudent și să adapteze viteza la condițiile de drum. Conducătorii trebuie să reducă viteza în așa fel încât să evite apariția oricărei stări de pericol, chiar până la oprire. Coroborat iarna cu caborosabil acoperit cu gheață, polei și vânt puternic, viscol, care este specific zonei noastre, am avut în trecut evenimente rutiere, accidente cu pagube materiale sau victime omenești, soldate din cauza neadaptării vitezei. Și în acest context, chiar dacă autovehiculul este dotat cu anvelope specifice, neadaptarea vitezei la condițiile de drum reprezintă la rândul ei o faptă contravențională și este sancționată ca atare. Potrivit specialiștilor, vremea rămâne rece în aproape toată țara. Temperaturile rămân scăzute, cu maxime de minus 3 grade în Moldova și plus 8 grade în vestul țării, unde va ploua. Meteorologii de la ANM au emis chiar și un cod galben de ninsoare, valabil până pe 2 decembrie.